Așa feliz. Ah, amore, ai nebunit? Tu vrei să fac infart în corazon? Emma, tu ai un amante. Mam, cine ți-a spus? E o minciună. Amore, de unde știi tu tâmpenia asta? Eu sunt enamorată numai de tine. Eu n-am pe altul. Pe bueno? Și atunci ce ești cu adresa asta de hotel? Explicar. Asta... m-a invitat pe bebelușa Oana la Barcelona. Așa câteva dias să mai... Escapar de stresul ăsta cu matrimoniul. Uite, dacă nu crezi, poți să verifici. Păi, muy bueno! Ce putem să facem amor non-stop? Fără așa ne vadă baba și recuperar tot o timpul de abstinenția. Eh? Amore! Tu vrei să facem amor în tres, conmigo și cu Ana? Nu, Bela, dar cine a spus asta? Nu ai zis, dar ai gândit că Oana m-a invitat să dorm la aceeași cameră cu ea, în același pat. Și în timp ce noi facem niște ale, ce să facă sărăcuța? Să stea să se uite la noi? Pervers ce ești, ai premeditat totul. Bela, dar luăm o cameră separat în hotel, doar n-o-s dus. Și eventual perete în perete cu ea. Să stea sărăcuța să asculte cu paharul la ce facem noi. Femeia aia m-a invitat să-i țin de urât, că n-are și ea prieten. Nu să-i fac poftă cu tine. Ok. Da, să mă sun imediat când ajungi. Da, te sun. Promit că te sun. Dar să știi că după aia închid telefonul. Că vreau să mă deconectar completamente. Să închizi telefonul deconectar? Adică tu vrei să nu mai vorbim o săptămână? Auzi, eu cred că tu nu mai ești enamorată de mine. Așa am senzația. Amore, cum poți să crezi așa ceva? Păi eu vreau să nu ablar ca să... Mi se facă dor de tine. Și când o să mă întorc, o să fie o nebunie. Hai, te aștept la mine în 2 ore să mă duc la aeroport. Că vreau să rămân cu imaginea ta în minte. Asta a fost de Oscar. Eu, Alcatraz, mă voi căsători cu Esmeralda. Nu, îi poți opri, Leoncio. Nu, nu-i poți opri, Leoncio. Așa, mă? Ce naiba faci, femeie, că avem de repetat? Unde scrie asta, mă, că la mine în text nu e? Acum te-a găsit mutatul la Esteban? Bă, voi ce texte aveți? Adică te torci la Esteban? Da! Ce bine că se întoarce la Esteban ca se eliberează dormitorul! Care, apropo, dormitorile devine al meu. Pentru post, rugăciune și învățarea celor sfinte. Hai, du-te, păsărică, du-te, vă dau dezlegare. Lăsați pupăza și cucu să cânte din nou împreună. Ce, mă? V-ați făcut formație? Nu mă mut, dragă, la niciun Esteban. Mă duc la Barcelona câteva zile, m-a invitat Oana să mă relaxez, gratis. Mai, mamă, după cine ai frecat la icre, că vrei să te întorci iar în telenovelă? Tu ce faci, dragă? Lipsești de la primele filmări? Nu plec nicăieri! Nu, nu! Ba, plec! Că m-am voit șeful ăla mare! Băi, șefulețule mic! Adică bărbată-miu, în caz că ai uitat, că el e bun, el e un șef bun, nu ca alții! Filmați și voi scenele în care nu apar! Păi, în cazul ăsta, eu intru în grevă! Ce, eu nu vreau și eu deconectare la Barcelona? Mai ales că sunt obosit, că toată lumea este tot timpul! Ce obosit ești! Da, exact, păi și eu intru în grevă, bă, ce, mie mi-ar trebui o Barcelona? Păi... Mai ales că de când își dorește Cătișor să ajunge în parcul alea... Nu pleacă nimeni, să fie clar! Ce vorbe? Mă rog, cu excepția mei. Dar de ce cu excepția mei? Și mi-a făcut răzmeriță, uite! Bă, ia, gata cu scandalul! Nu merge nimeni cu mine la Barcelona, că amore vrea să merg acolo să mă relaxez, nu să vă văd fețele astea, clar? Și cam cum o să se relaxeze doamna pe acolo?
E, dar pe tine ce te interesează, mă? Ce ești gelos? Păi dacă ești gelos, du-te, mă, cu ei. Păi uite că o să mă duc după să, da. Cum să nebun? Păi atunci pleci eu. Păi ce, dar ce e să-l mergeam, brâncă? Păi da, ce faci, madam? Pleci cu Esteban? Nu, deșteptule, tu te iei după toate pupezele guralive. Plec la Oana câteva zile. Apropo, să nu mă sunați că-mi închid telefonul. Închis-mi telefonul. Ola, e mai gata? Nu pleci cu el, mincinoso. Duce până la aeroport, ce-ai? Hai că e stârziu, haide, vamos. Si, amore. Ola, jefe. Frățișor, las-o țără trebușoara. Ia-mă în brațe și îmbrățișează-mă de vin. Cum atunci știi ca să pot să mă dezamorțez? Căci că fiindcă sunt o bombă. Asta am o bombă. Și vrei să explodăm îmbrățișați? Nu, mica, că nu-i bombă dintr-aia de omoară lumea. E de-aia de te bagă în boale. Ema, praful să aleagă. Pleacă la relaseare la Barcelona. Că de bărbatul îi tai hefele și-și poate permite. Și noi tragem ca voi la jug. Barcelona, de când îmi doresc și eu să merg acolo. Știu, mă, Piersicuțo, că de-aia am și vrut să-ți faci o surpriză. Să te duc la Barcelona, plecam odată cu Alde Ema și ne vedeam și noi de oraș, de distracție. Dar n-a fost să fie. Căci că fiindcă nu vrea Chitra să mă lase să plec de la filmări. Are boală pe mine, că dec. Eu am iubițică și el nâț. Dă-mi telefonul tău că-l conving eu. Cum, bărânuțu? Îi spun că de mâine plătește tot cateringul. Hai, dă-mi! Da! Da! Barcelona! Stai, mă! Aolei de la secție, da? Ce e, popănețule? Urgență, urgență? Am venit! Legenda, măs! Îmi pare rău, mă, mica, dar trebuie să fug urgent la secție. Ca-și ca fiindcă a apărut o urgență, e belea mare. Păi... Amânăm Barcelona pentru o altă dată. Da. Nu-i nimic. Cu ocazia asta, Chitra o să plătească tot. Ai grijă de tine? Mai bine nu-mi spuneai! Acum mi-am făcut speranțe degeaba. Ce, mă, așa urgent? Dă turcii sau ce dragi, Damiazie? Și mai rău! Au venit hoții peste noi! Au venit hoții pe zona noastră! Și sunt români, o bandă de români care fură din casele la bogătani! Sunt șefii cu ochii pe noi, au zis să rezolvăm neapărat, că ne facem de râs. Ce face? Da! Mama lor de borfași! Pezat acum și-a găsit ră să dea ciordeala la noi în zonă, că trebuia să plec și eu cu cățișora mea la Barcelona. Păi eu pentru asta fac moarte de om! Eu nebunesc! Bă, dacă nu mă duc, le scot soții! Îi uită pe reguși! Uite așa, ia, bă! Băi, dacă le faci așa... Liniștește-te! Dacă le faci așa, ajungi și tu cu ei în celulă. Ai înțeles? Mai bine stai calm, să-ți explic cum operează, ca să știi și să ne punem pe treabă. Fii atent! Coațele dau anunțuri că-și caută slujbe de menajer. Așa. Ăștia, bogătanii, le cheamă la probă, sunt foarte mulțumiți de ce treabă fac și după o vreme capătă încredere și le lasă singure în casă. Și ce fac alea atunci? Îi sună pe complici și îi golez la casă, ia tot. 10 cazuri. Foarte bine le face, dă-i măsa de bogătani, că bogătanii ăștia mai oți decât oții. Păi tu ce crezi, că ăștia s-a îmbogățit ră pe muncă cinstită? Dă-i măsa. Chioret, trebuie să-ți amintesc că noi nu suntem angajați aici pe post de haiduci. Noi suntem exact ăia alții. Bogătanii? Nu, potera. Zapcii pe limba ta. Și trebuie să rezolvăm cazul, să-i prindem pe nenorociți ăștia. Așa că, până verific eu aici cine a mai venit în zonă, tu te duci și aduni toate anunțurile de pe stâlpi, de la stațiile de metrou, de tramvai, de autobuz, panouri publicitare, tot. Trebuie să verificăm toți, am zis că-ți șefii cu ochii pe noi. Haide! Asta e, bă, atât am găsit, un singur anunț. Cum poate să fie doar o singură româncă pe toți stâlpii? Alarmă falsă, mă! Păi era și logi, bă, că nu ale noastre infractoarele. Ale noastre nu se face menajere, că ale noastre e păpuși, are trupșoarele alea frumoase. Ele direct în prostituție se aruncă. Bă, nu zici că s-ar putea să ai dreptate? Pentru că toți păgubiții îmi dau cam aceleași semnalmente, de la o singură persoană. Păi n-ai făcut și tu un portret robot? Nu, n-am făcut un portret robot, că n-am terminat tonița și nici facultatea de robotică. Am dat să mi se facă portret robot și trebuie să-l primesc pe mail. Hai să mai verific acum, ne-a.
Iată, că a venit, ia uite-o. Ia. Ia. E, mă? Păi, ești nebun? Asta nu-i plecată la Barcelona, mă. E la furat. Du-te, bă, Dacile, asta e o glumă proastă, își bate cariba jodă, ea. Păi cum să fie, bă, asta, hoața, când are 1 milion de euro pe mână de la Esteban al ei? Păi dacă ea era hoața nenică, lua banii și fugea mâncând nori. Corect. Păi da. Lugi? Nu, no, că sunt și bou. Mă, nu zici că s-ar putea să ai dreptate? Mă, s-ar putea să ai dreptate. Dacă Esteban ăsta al ei e doar o umbrelă care o protejează de noi, poliția. Alibiu? Cine s-ar gândi că asta e o oață când Esteban e gagic cu ei? Eu cred că trebuie să mă duc să verific la Barcelona să văd ce face asta. Hai, lasă, ia, 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 uite-te, mă, la el. Mă, tu ce crezi, mă, că s-a întâlnit polițistul cu prostul? Așa crezi tu? Adică tu nu poți să-mi spui așa că te duci tu cu Cati la Barcelona, a? Simplu, așa, direct în față, că eu n-am, mă, nimic împotrivă. N-ai nimic împotrivă? Nu, mă, deloc. Te pup, nu, mă, da, da, n-am nimic împotrivă să vă duceți după ce rezolvăm cazul ăsta. Ai înțeles? Pentru că nu poate să fie Ema hoața. Și ți-am zis că sunt șefii cu ochii pe noi, așa că te duci, binișor pe teren și o iei de la început și cauți informații. Bună, păsărică! Hola, Ema! Te-ai și întors de la Barcelona? Și ce-ai făcut cu părul? Stă bine! Ema! Asta clar mă confundă cu cineva. Întrebarea, cine e, Ema asta? Da, s-a întâmplat ceva? Sau te-a chemat Esteban înapoi? Cine e Esteban? Ema, te simți bine? Ce cu tine? Esteban e soțul tău! Mi-aduc aminte doar că m-a atacat unul, mi-a șterpelit toate bagajele, actele, banii, tot, nu mai am nimic. Ai fost în Harita? Ema, tu ești în stare de șoc. Te-a și lovit nemernicul? Nu. Da, m-am vrâncit, eu am căzut și m-am lovit la cap. De, nici nu mi-aduc aminte cum mă cheamă, cine sunt, unde locuiesc, tu cine ești? Eu sunt Cati, iubita lui Chiorete, prietenul tău. Păi n-ai zis, fă că sunt măritată, bă, pisic, n-ai zis așa? Păi ești măritată, dar cu Esteban. Chiorete e doar amicul tău din tinerețe, ați făcut armata împreună. Hai să-ți dau ceva de mâncare, poate te pui pe picioare. Da, da, cu mâncarea merge. Hola, Cati! Hola. Ce faci? Ema? Ce ți-ai făcut la păr? Mamă, nene, bandame, cucu, vine, frate! Ia, bă, domnule, că ți-ai revenit! Sunt onorată să te cunosc, frate. Eu te-am votat la prezidențiale, să știi, eu. Ce? Deci nu și-a revenit. E amnezică. A fost târhărită. Ăla a împins-o, a căzut, s-a lovit la cap. Da. Nu-ți mai amintește nimic. Da. Auzi, Ema, dar altceva nu-ți amintești despre mine? Vag. Parcă soția dumneavoastră era prefectă, nu-i așa? Da, care-i prefecta aia? Am fost căsătoriți 15 ani, dar ne-am despărțit, asta a fost. Hai că-ți povestesc mai multe într-un spre vilă, haide. Avem vilă? Da. Mamă, nene. Pa, Cati. Pa. Pa, păsărică, mersi. Hai, frate, să-ți revii. Și nu pot să rămân însărcinată, orice aș face, nu știu ce să mai... Păi nu rămâi pentru că încă n-ai făcut taina sfânta căsătorie, măi, fetiță, mai întâi cu nunia și avea după aia botezul. Păi... Stai jos. Ce-ai făcut? Te-ai și întors așa repede? E nașpa Barcelona aia așa, neterminată, a? Nu, 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 tante, nici am mai ajuns la Barcelona. Pentru că a avut un mic accident și acum e amnezică. Nici mai aduce aminte nimic. Voi, păcatele mele. Da. Păi pune-mă mâna așa, tu e minte de toate, tot ce trebuie, pentru că tu ai fost bărbașul, o cunoști cel mai bine. O să-i aduc aminte, tante, dar eu zic să o lăsăm acum un pic ca să poată să-și tragă sufletul. Frate, trebuie să mă țin departe de ăsta, că dacă a fost bărbată, mi-o se prinde că nu se e mai a lui. Dar ele cine sunt? Dar ea e tanti Frosa, mama lui Cocoașă și șefa casei și ea e bestia. Adică ea e Betty. Fata, nu-ți aduce aminte cine suntem? E grav, foarte grav. Trebuie să chemăm salvarea și să-l anunțați pe Esteban. Nu, 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 că am fobie la doctor și mi se agravează starea. Mă stresez, mai bine povestiți voi ce și cum. Că simt că ușor, ușor îmi revine memoria. Cât trebuia să stau eu la Barcelona ca să știu cât timp am să operez? Ce să operezi?
să mă operez la cap dacă e nevoie? Păi nu ziceai că ți-e frică de doctori? Dacă e nevoie... Lasă, frate, că nu e nevoie, că o să-ți vină memoria înapoi, că ești doar așa, speriată un pic. Vandame, eu mă retrag la mine și mă rog la preasfântul să-i aducă memoria înapoi. Și până atunci tu preiei informarea. Cu mare plăcere, tanti. Hai până sus, ca să-ți povestesc eu tot ce trebuie să știi. Ia mâna de pe mine, frate, du-te tu, da? Eu sunt măritată, eu nu merg cu alți bărbați. Vrei să se supere Esteban să-mi o dea? Hai, fă paș. Eu sunt... Fostul! Ce e așa de greu să spui? Vină, fată, că-ți explic eu în două cuvinte tot ce trebuie să știi. În primul rând, tu ești o persoană obsedată de curățenie. Îți place să-și mătruiești zilnic. Dacă mă contrazici, o să plătești în natură, cont! Hai, vino să te arăt unde e ligheanul, apa, aspiratorul, cârpa de praf... Hola! Dimitrie, de data asta am eu o bombă pentru tine. Ia zi, mămica, care-i treaba? Emma n-a ajuns la Barcelona. A fost târhărită pe drum și acum e amnezică. Ce bune știi? Chiar ea mi-a spus că a fost mai devreme în restaurant. Și a venit și Van Damme. A luat-o în vilă. S-o ajute să-și capete memoria. Să-mi traguna! Trebuie să fug! Să iau legătura cu trânsa urgent, că-și căpică târhăria, intră la mine competență! Ah. Te pup! Hai, iubitule! Ai grijă la scăr, mămica! Hai, nebunilu, po! N-a nebunit nimeni, mărlane! A atacat-o unul, s-a lovit la cap și acum e amnezică, nu-și mai aduce aminte nimic. Și Betty a făcut mișto de ea, i-a zis că înainte să se lovească la cap, îi plăcea și mutruiala. Efe, vine urgent la vilă că s-a întors Emma și a pățit un necaz. Și că a tâlhărit unul. Vezi, făi, Emma, cum e că se întoarce roata? Ieri erai băieroică, iute, s-a întors roata, ai ajuns lungă. Hai de capătă. Te rog să-mi povestești cu gura ta ce s-a întâmplat. Totul, ca să poți prinde tâlharul. Bagă! Da, ce promptă e poliția. Se autosesizează. Exact. Numai că în cazul ăsta n-a fost cazul, căci că fiindcă... Mie mi-a dat informația asta iubitica mea, patroneasa de la Mica Românie, Cati. Localul ăla în care tu ai intrat prima dată după păritură. Aha. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Exact. Unde ești? Mi amor, ce faci aici? Oh, mamă, ce piesă, frățicule! Și mai e și milionar pe deasupra. Lui ăsta trebuie să-i fâri inima, nu banii. S-o, de fapt, nici nu-i nevoie, că poți să rămân Emma. Iubitule, ce dorm era de tine! Bă, frate, dar ce proastă am fost, mă, să plec fără tine! Și eu că te-am lăsat sola la aici. Auzi, să nu lăsa să plece de aici până nu-și revine. Eu am un pochito de trabajo și apoi mă întorc la tine, amoră. Băiatul, amor, fii atent, îmi trebuie și mie un telefon să-ți iau vocea aia. Pupesc și adă-i telefon. Nu știu numărul, bre. Dă-i aparatul, că te strâng de gât. Imediat! Poftim! Bă, păi ce faci, bă, că al meu? Lasă că ți oricum nu-ți mai trebuie, că ții legătura cu Dumnezeu spiritual. N-ai văzut că ăla e unealta diavolului? E negru. Ăla. Stai, frate, ce tragi? Ce tragi? De ce așa fățat, Nico? Bine că știu că ești o mincinoasă. Și de fapt îl iubești pe Esteban. Prost eu că am pus botul la toată vrăjeala aia ta. Cu insula erotică, că o să-i fur banii lui ăla. Băi... Mă, iubitule, fii atent, deci clar ți s-a părut. Hai, lăsați că aveți timp să vorbiți. Să începem investigația, că timpul e prețios. Începe cu începutul. Deci, mă pregăteam să mă urc în autobuz când... Păi n-ai zis că pleci cu avionul? Ba da, normal, dar până acolo am luat un autobuz, ce... Cum adică ai luat autobuz? Nu te-a dus Esteban? Da, frate, da, m-a dus Esteban, dar de unde m-a lăsat el și până la avion am luat un autobuz de la micul shuttle. Și borfașul te-a atacat în autobuz? În văzul lumii? Nu, frățioare, nu. Mă duceam să-mi iau și o revistă ca tot omul să am ce citi în avion. Ce revistă?
Ce revistă, că trebuie să identificăm chioșcul de unde ai luat-o, că poate ăsta, vânzătorul... Culinară, fie... culinară, că doar știți că îmi place să gătesc, da? Îmi place să gătească, mă. După care m-am dus la closet, că mă trecea... Apropo, aveți un WC pe aici. Hai încă ce? Măi, Soarete! Băi, am impresia că asta nu e Emma. Nu e, mă, e sorsa geamănă. Bă, să mor eu dacă asta e, mă! A fost nevastă mea atâția ani, o cunosc pe din afară. Astea nu sunt gesturile și comportamentul ei. Îi place să gătească? Mă, lași! O fi de la accident, mă, că s-a mai văzut cazuri de genul ăsta. Ce accident, Chiorete, ce accident? Îi place să spele pantofii pe talpă? Spăla pantofii pe talpă? Da! E, mă! Da! Acum mă crezi? Pune-ți dracu paranormalele alea la treabă, că sigur e ceva putred la mijloc. Sau să preface că e amnezică. O făcut vreo măgărie pe la Barcelona și vrea să-și facă alibiacul. Vezi că este. Ema, Ema, n-ai uitat nimic? Ancheta. Șeful, mi-e foarte rău să știi. Îmi trebuie și mie un pic de timp să mă odihnesc, să bag și o cornul în pernă în vreun pat pe aici și mai vorbim. Apropo, unde pot să stau și-o? Hai că te duc eu. Hai pe scărpa aici. Hai pe scărpa. Mamă, dar m-a lovit rău, zic. Hai, trag una. Frățicule, meserie, tată. Mamă, ce mișto. Păi ești nebun. Așa asemănare? Hotel Sagrada Carrera de Corsica, Barcelona. Ce te mai plimbă, ce-ți mai place? Alo, salut Globula, ei lasă-mi, frate. Nu mă n-am nicio încărcare și nici nu cred că o să mă iau, că vreau să mă retrag. Frăticule, am cunoscut un barosan și vreau să mă așez și eu la casa mea. Mă rog, a lui. Frate, nu te sfătui că am un polițist care mă păzește non-stop. Ai înțeles? Stai, mă, nene, nu mai urla ca nebunul. Hai să ne înțelegem ca oamenii. Bine, mă, bine, bine. Mă găsești la Barcelona, mă, la Hotel Sagrada. E, tine, te aștept. Să-mi trag una, bă, nu simțesc nimic al micuța. Cum, mă? Las-o, bă, să se scoboare. Și atunci mă repet la trânsa în cameră și cotropă-i pântrețoale. Că trebuie să găsesc o carte de identitate ceva. Că doar nu iau rolacă, că nici nu pare de o măsă. Da, bombonico? Ce faci, bine, mai vii și tu acasă? Viu piersicuța mea, dar nu chiar acușica, acușica. Că trebuie să mai zăbovesc o lecuță pe la Ema. Că a intervenit ceva foarte grav în cazul trânsii. Adică amnezia ălea este mai importantă decât piersicuța ta. Bine, bine, ține-te după fundul ei, cine știe, poate te confundă cu bărbatesul. Cătușor! Căpșunii! Păi cine dragi, Damian, m-a pus, mă, să mă fac polițai, că nebunesc? E, cine? Scenariștii, în frunte cu Mișu. Mișu? Ia dă-mă și mie numărul ăla de telefon. Iubitule, nu mai vreau să amânăm visul nostru. Trebuie să se termine coșmarul ăsta, că eu nu mai pot să trăiesc fără tine, frate. Și știu și cum facem. O să încerc să-l conving pe Esteban să facem nunta chiar mâine. Cum mâine, pisică? Păi și milionul? Milionul cum l-ai scos din cont? Mă descurc eu. Dacă să reușească planul și să prevenim orice piedică neprevăzută, eu cred că ar trebui să pleci înainte pe insula aia noastră și vin și eu, ca să nu bată la ochi. Cum să plec, mă? Ok, da, mă duc să caut o insulă și... Caută. Și să-mi fac bagajele, nu? Fă-le. Nu zău multe țoale. Un slip, un tricou. Ah.
Dragule, nu mai vreau să stau fără tine nicio secundă. Vreau să facem nunta mâine. Vreau? Eu tot timpul am spus că vreau să facem matrimoniu, dar tu nimic? Batman, vrei mega preparațion tu? Ce preparațion, frate? Facem nunta. Plecăm într-o lună de miere, vreo 2-3 luni, ne călărim ca nebuni și o să fac 3-4 copii, vrei? Bunăciune! Credeai că mă prostești, excroaco? Pe la un moment, dacă am așteptat atâta timp, mai putem să mai așteptăm un pochito până la matrimoniu, Odia? Odia? Odia, că n-avem timp să facem preparațion. Momento. Gina! Tu ce faci mai aici? Bine, tu? Zic! Vreau să fac nunta con Bela in 24 horas și o petrecere de seara. Organizar, faia! Las medianas y pequeñas empresas deben acuarse a los avances de la ciencia. Auzi? Ciencias. Bă, mi se pare că vibrează un telefon. Al meu nu e, că l-ai rechiziționat, comunistule. Ai uitat? Ha, că al meu era. Au. Da, Ginuțo, ți s-a făcut dor de mine? Mâine! Mârlane, du-te și repede slujba de curunie! Fugi repede! De ce? Că se căsătorește Emma cu șeful mâine! Nu trebuie să slujești, tu nu ești tu popă! Sunt popă? Da, hai! M-au făcut popă! Hai. Bună, păsărică, vreau și o salată. Care va să zic că s-a terminat ancheta, a? Ce anchetă? A iubitului meu, cum ce anchetă? Bănuiesc că te cercetează intens din moment ce aseară n-a ajuns acasă. Gabor băgăcios! N-a fost cu mine, fată. Eu am dormit întoarț. Cum adică n-a fost cu tine? Adică n-a fost în vilă? Să discutați despre atac? Nu! Sau cel puțin cu mine n-a discutat. Auzi, da, niște carne n-ai și tu? Pâine, ceva? Dar am fost acolo alea în tot timpul persecut, o jur. Păi ai varză, e praf, abar n-are de cap, ui. Noi facem o anchetă estrendă complexă, că avem bănuiala că e două eme. Două eme? Două. Tu-ți bați joc de mine? Nu. Am față de proastă? Nu. De fapt, sigur că am față de proastă din moment ce eu te aștept acasă, în timp ce tu anchetezi cine știe ce fufe, toată noaptea. Mămică, să n-am păi la măgă. Să n-ai. Mămică, e două eme, cum te văd și cum mă vezi. Ema noastră, aia prima, care acum e plecată la Barcelona, și a doua e asta, ești croaca, oasa de identități. Vrea să-i furicească identitatea lui Ema noastră. Să pui lava pe Esteban, să se căsătorească cu el, să pui lava pe bani. Da. Și tu vrei să crezi efeul ăsta? Da. Nu-l cred. Da. Ola, Cati, poți să pregătești un meniu de nuntă până mâine? Pupuza, ai nebunit? Cum până mâine? Plătesc oricât că e nunta lui Esteban și nu se uită la bani. Nunta lui Esteban? Nu tu te-ai înțeles și cu asta să mă păcălească? Nu, mămica, jur, dar poți să verifici informația. Spune-i lui Chitra să vină cu banii acilea, că dacă-ți vine cu banii, e clar că se face nunta. Păi ce turbesc cu apupă să aruncând în stânga și dreapta vreun eurocent numai ca să salveze mie fundul? Bine, pupăză. 10.000 de euro. S-a făcut! A acceptat! A acceptat! He, acum mă crezi? Ne împăcăm? Da! Hai! Da, în bucătărie, că am de gătit o grămadă, hai! În bucătărie, părăgojină, unde vrei, că nebunesc? Hai! Băi, dracula! Zi-mă! Șudeta trebuie să mă lichidesc! Nimeni, că eu sunt șeful ăla, e nebunit! Ce e ăla, mă, prăpăditule? Ce e ăla? Eu sunt ăla, mă? Ema, mă cheamă! Halal vremuri! Nici criminalii nu mai sunt ce-au fost. Ce faci, mă, dai reject? Tauraș nemernic! Să vezi ce rejecturi îți dau eu când o să vrei să mă încoarne. Ia că plec eu acasă, că m-am enervat.
Bă, Globula! Globula? Da. Fii atent cât îți revii, te duci și te pretezi la poliție. Că dacă mă întorc eu, o să fie și mai rău, ai înțeles? Da. Bravo, mă, așa te vreau. Sănătate! Și avem pentru matrimonio de maniana. Permiteți-mi să fac un toast. Un toast, ar să zice. Un toast! Hefe! Emma! Ela, bă! Emma! Emma, normal, scuze, n-a trecut trauma. Scuzați, scuzați întârzierea, dar a fost să-mi iau iubita. Este, frate, bună bucată, bine! Băi, leșină! Sunt două ele! Și cu asta, dar ci trei! Acum crezi, piersicuțo? Aia-te jos, e adevărata Emma! În schimb, asta e o hoață și o furicioasă, pe care o filăm de mult timp! Nu e adevărat! Eu sunt Emma! Trebuie să mă crezi, amoare! Trebuie să... Eu sunt Emma! Eu! Dar de ce să te creadă pe cuvânt, madam? Ia arată-i, dovedește-i! Hai, arată-i semnul ăla dintre pulpițe de aici. Ce semnul dintre pulpițe? Că eu nu știu niciun semn dintre pulpițe. E, lasă, hefe, că îl știu eu. Că de, am vechime mai mare la ea decât matale. Uite asta de aici. Vanda mea acoperă imediat că te strâng de gât. Pardon, hefe, dar trebuia să vă exemplificar ca să înțelegeți cum stă treaba. Ia arată, madame, și tu semnul pe care l-ai. Că poate o să fi gemene identice, cu toate că... Sunt slabe speranțe că, din câte țin eu minte, Emma e singură la părinți. Gata, madam, cu distracția la matale! Hai, matate, distrezi în altă parte acum! Nu fi așa sigur! Pregătește-te să mă scoți repede, că altfel află toată lumea de insula aia voastră, clar? Hai, hai, panaramă! Hai! Încet! Furicioasă! Păi, atunci, la mulți ani, Efe! Grozavă petrecere, așa m-am distrat. Păi și cu pregătirile de nuntă, ce facem? Păi pe mine mă trebuie ăla! Emma! Ela! Emma! Emma, hai sus! Ela! Domnul, ce faci asta? Ela, vrei să facem matrimonio maniana? Că tu doi ești preparat-o! Amoare, eu sunt în stare de joc! Crezi că de matrimonio mi de mie, așa, transfigurată și fără roche de mire? Atunci, considerar todo la preparațiune și... Fiesta pentru întoarcerea lui Bela. Fiesta! Păi nu mai facem petrecere? Ce? Petrecerea e fiesta, că mă exasperați! Doamne, fiesta! Fiesta! Ce? Mărlare! Lasă băutura jos, că tu n-ai timp de așa ceva. Mișcă imediat și învață slujba, că mâine au ăștia nici nunta. Și te faci de parte. Aha, păi n-ai aflat bre, că mâine nu mai nuntă, e fiesta. O mintești? Nu! Trebuie să te apesc! Am un fret! Hai, ia-o mata înainte! Hai! Treacu să fii de furicioasă! Cine dracu e, bă, Gabure? Ce belești ochii aia? Ce, n-ai mai văzut muieri bune, a? Ești frumoasă, Andrei, acum fă, zici că ești pompă centrifugă. Da, știu că știu ce e capul al tău. Hrr! Chiar te lasă-mă și pe mine să stau puțin de vorbă cu ea, că poate sora mea geamănă, cine știe? Foarte curiozitate. Nu se poate, madam, până nu se definitivează ancheta. Trebuie păzită cu strășnicie, cocoșata asta. E sigur? Da. Ia mai gândește-te. Că e păcat de biletele alea. Ce bilet? Barcelona! Visul locătișor! Cam așa? Deci? Uite! Te rog să ai grijă mare, că s-ar putea să fie periculoasă. Dacă simțești ceva, o strici pe Mirabela de la ușe, că o pui acolo, ca să păzească. Te pup! Distracție plăcută! Și nu uitați să vizitați Sagrada. Hotelul, nu biserica, că aia e neterminată. Da. Mirabela! Nu te miști de acelea!
ochi în patru, vigilență maximă. Vezi că de treaba asta depinde cariera ta, ne-am înțeles? Și cu asta, păi, tu crezi că mă cumperi cu niște zdrențe? Ha, ai face bine să mă scoți de aici dacă vrei să nu afle bărbatul că îi pui coarne de tăuraș. Clar nu e, soră mea, că ești tută rău. Hai, scoate-ți cătușele alea, că bănuiesc că te pricepi. Normal. Pune hainele alea pe tine și încearcă să mă imiți cât mai bine când ieși. Să nu îndrăznești să mai pui piciorul aici. Și dacă îți vine în cap să mă șantajezi, întreabă-l pe globul ăla, cam de ce sunt în stare. Întreabă-l, întreabă-l și o să afli. Și hai mai repede, hai odată! Ho, 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 că le pun cei! Hai, hai, hai! Dispari! Bine, fă, dispar! Hai, mersi că ești de treabă, rămân datoare, să știi! Hai, bă... Drențele, măsii! La revedere, doamna Emma! V-ați întors? Da, că uitați să întreb ceva. Aqui. Gracias. Ta-dam! Surprise! Astea sunt... Dar de unde le ai? Premiu de la Emma, că-și că fiindcă am prins-o pe infratare. Iubitule! Când plecăm? Când nu te aștepți. Când? Acum că avem avion, tu nu vezi biletele! Hai, hai, hai! Hai, dragă, pleacă, hai. Bea și pleacă, că... Da, Mirambelă! Cum m-a evadat el ăla? Am zburat! Zbura, mămică. Nu la Barcelona, nu? Nici într-un caz la secție, că a evadat scârba aia de ăla. Dar mă revanșez data viitoare și propun să ne cătăm un alt oraș, că Barcelona ne poartă ghinion. Rămâi și vei adătea moaștă. Fiindcă am o bombă, te nebunesc! Și vrei să explodăm în brână? Păi nu știu numărul, bre! Dă-i un aparat telefon, că te strâng dacă... Da, da! Poftim! E poate nou! Ia-l, ia-te că te buta! Hai, vină un coci! Bună! Vreau și o salată. Oh, s-a terminat ancheta, nu? S-a... Fă-ți, nu mai sunt ce-am fost. Ieși de aici! Nu moare! Băi, mori, mă! Mai, nu așa! Mai insistă! A fost bine. Deci, am stabil. Haideți, ți-a fost bine. Dă mai tare. Vrea mai tare! A fost foarte bine. Deci, nu contează unde îți dă, asta haide. Ultima... Nu știi cum mă cheamă! Fai de căcul tău! Alar vremuri! Nici criminalii nu mai sunt ce-au fost. Mori! Mori! Păi, ia crezi că-i mai dai, mă, știi că-i dai? Lasă-mi, dă-mă, mă, mult! Că nu moare, de ce nu-i mai dai una? Ia, vă-te sigur! Vamo, vamo! Ia, stă! Ți-am furat corazonul! Unde? Unde te uiți? La mâta, cu ochiul de sticlă!
Hai de la început, că se lege, hai.